Salutare și bun găsit la un nou episod. Astăzi o să ne ocupăm de revizia motorului, ceea ce înseamnă ulei și filtre la acest BMW X3 din 2016, care vine echipat cu codul de motor B47, 2000 diesel, 190 de cai. Haideți să trecem la treabă. O să începem cu cea mai ușoară parte, filtrele pentru aerul din habitaclu. Acestea se află în zona torpedoului. Bun, avem aici o clemă în torpedo care are un clips și se scoate afară. Apoi încă o clemă cu două clipsuri pe care le veți apăsa. De asemenea, o scoateți afară și pe aceasta. Și am ajuns la filtre. Acestea se pot vedea. Acestea sunt. Bun, o să le scoatem pe rând. Va trebui să fim foarte atenți la săgeată, să vedem flow-ul de aer. Avem unul, iar celălalt este băgat cumva spre stânga și va trebui să îl tragem pe poziție, apoi să-l scoatem afară. Am reușit să scoatem și cel de-al doilea filtru. Despre aceste două este vorba. Nu sunt foarte, foarte murdare, deoarece ele filtrează aerul din habitacul, pe lângă cele din exterior care filtrează aerul ce intră în habitacul. Deci acestea două sunt doar pentru recirculare aerului din habitacul. Cam asta este diferența între un filtru uzat, să zicem, încărcat de mizerie și unul nou. Acestea se vor introduce pe rând, câte unul, în poziția aceasta, apoi pe primul, va trebui să-l împingem către stânga. Deci l-am introdus și va trebui să-l împingem cumva către stânga pentru a intra pe poziție. Da. După care venim și cu al doilea. Are două creme aici, una aici, una aici și se clipsează pe poziție. Bun. După care capacul mai mare cu o creme. Și cam asta este schimbul filtrelor de habitacul. O să continuăm cu filtrele de polen și va trebui să desfacem acest ornament de plastic. Vino cu camera aici. Acesta are o clemă aici de care se trage. Apoi se ridică pur și simplu în sus. Bun. Și aici avem filtre de polen pentru aerul din exterior. Acestea prinse cu două bucăți de hârtie între ele. Avem patru cleme care trebuie să le desfacem pentru a le scoate. Cam despre asta este vorba. Un destul de murdare, dar ținând cont de praful din România,
Asta e. Și cu filtrele de polen din exterior. Continuăm cu filtrul de aer. Clima asta e mai încăpățânată. Nu arată foarte rău. Pare că și cel dinaintea noastră tot m-a folosit. La filtru, deoarece acesta trebuie să intre perfect în cutia lui. După care lipsăm cele două pleme. Pentru filtrul de ulei avem nevoie de o tubulară cu cricket de 27 pentru desfacerea capacului. Curățați de fiecare dată cu un spray de frâne capacul filtrului de ulei pentru a elimina eventuale reziduri ce s-au depus. Obligatoriu la fiecare schimb de ulei, înlocuiți acest O-ring de la capacul filtrului de ulei, da? Acesta vine în cutia filtrului de ulei cel nou. De asemenea, acesta vine și cu garnitura bușonului de la baia de ulei, care și aceasta trebuie înlocuită la fiecare schimb. Foarte important este la codul de motor B47, după cum puteți observa, filtrul de ulei vine cu acest șuț de orientare și este foarte important să introducem prima dată filtrul în carcasa acestuia. Nu punem filtrul în capac după care introducem acolo, pentru că s-ar putea ca acest șuț să nu nimerească gaura respectivă. Haideți să vă arăt cum se face. Deci introducem prima dată filtrul și rotim până dăm de acea gaură a șuțului. Filtrul va rămâne pe această poziție, după care venim cu capacul acestuia. Acesta este montajul corect. Nu va trebui să strângeți foarte tare, deoarece acesta este de plastic.
Pentru motorul V47, capacitatea maximă de umplere este de 5,2 litri. Am terminat de făcut revizia la motor, ceea ce înseamnă ulei și toate filtrele. Cu această mașină ne vom revedea peste 10.000 de kilometri. Sfatul meu este ca să schimbați uleiul și toate filtrele la maximum 10.000 de kilometri. Vă salut, o zi bună!